fiecare dimineață, Doamne, îți înnoiești bunătatea ta și îndurarea ta. Sănătate, viață-mi dai, zi de zi primesc, Doamne, Tatăl meu, îți mulțumesc. Depind de tine, Domnul meu, din tot ce fac, doresc să-mi alț numele tău. Tot ce am eu dat, primind mâna ta, te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Brațul tău divin de tată, tu mă ocrotești zi de zi mereu, Doamne Dumnezeu. De grijă-mi porți cu nimeni altul, n-ar putea nici când, Domnul meu iubit, credincios și sfânt. Depind de tine, Domnul meu, prin tot ce fac doresc să-nalți numele tău. Tot ce am eu-mi dat, primind din mâna ta, te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Tot ce am eu-mi dat, primind din mâna ta, te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Atât cât voi avea suflare, te voi lăuda cu viața mea, prin purtarea mea. Calea către tine, Doamne, voi mărturisi, și-ntr-o zi în cer, tu mă vei primi. Depind de tine, Domnul meu, prin tot ce fac doresc să-nalți numele tău. Tot ce am eu-mi dat, primind din mâna ta, te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Ca și să
Mă iubești așa cum
Să-ntorci obrazul cu blândețe, de vrei să ai necontenit a bucuriei frumusețe. Când plin de ură eul tău te împinge înspre răzbunare, să te încrezi în Dumnezeu și să rămâi în așteptare. Să ureci calvarul nu-i ușor, pășind pe urmele lăsate de cel ce poate iubitor a răsplăti cu bunătate, de cel ce poate iubitor a răsplăti cu bunătate. În pocăință nu-i ușor și calea crucii nu-i ușoară, adesea e un cuptor de foc, dispreț și vorbe de ocară. Adeseori te vei lovi pe drum de pietrele tăioase, dar printre ele vei găsi mărgăritare prețioase. Să ureci calvarul nu-i ușor, pășind pe urmele lăsate de cel ce poate iubitor a răsplăti cu bunătate, de cel ce poate iubitor a răsplăti cu bunătate. Nu e ușor să rap stăcut a nedreptății răsplătire, când pentru binele făcut primești în schimb
dezamăgire, dar prin credință poți vedea a răsplătirii zi măreață, când vei sfârși cărarea ta în mult dorita dimineață. Căci vei ajunge negreșit în marea zi a biruinței, de vei rămâne neclinetit, smerit pe calea pocăinței, de vei rămâne neclinetit, smerit pe calea pocăinței. Domnul să ne ajute! Este înainte o rugăciune specială, dar o să o facem după cuvântul de învățătură, lăsăm timp. Asta ca să atingem două laturi prin rugăciunea aceasta. Și în cele ce urmează, o să aduc cuvântul Domnului pe care l-am pregătit pentru adunare. Sigur că da, el este lipit de pecetea pe care o urmărim încă în luna aceasta, luna în care prin iertare restaurăm relații, este legat de sărbătoarea care se suprapune peste pecetea aceasta, sărbătoarea pe care generic o numim zilele bisericii anul acesta, alteori ziua bisericii, când am hotărât să ținem numai o zi, acum am hotărât în trei zile să chemăm alături de noi împărtășia bisericii, care oricum a fost binecuvântată, să chemăm și alți frați din câmpul ogorului, din câmpul și ogorul Evangheliei, care să aducă prin lumina și inspirația Duhului care lucrează prin ei același cuvânt. Și vreau să spun înaintea adunării, măcar că unora doar dacă fac asta întăresc ceva ce este în inima lor, alții au lipsit odată, poate chiar de două ori în zilele acestea, că Dumnezeu Sfântul ne-a binecuvântat cu o învățătură sănătoasă. Știu că au fost feedback-uri în direcția aceasta și pentru mesajul de vineri și pentru mesajul de aseară. Special mesajul de aseară a abordat o zonă care nu se abordează ca regulă în biserici și l-a făcut cu multă blândețe și autoritate, cu tact. Știam, cunosc de mult pe slujitorul acesta, știam că are aplicarea asta teologică adâncă. De aceea l-am pus așa în ecuația invitației și care, cei care ați fost aici aseară îți da dreptate încă o dată că Domnul a fost prezent la lucru. Fraților, cam așa trebuie prezentate lucrurile într-o adunare. Cam asta e învățătura Scripturii care are putere. Și știu că de aseară până acum v-ați frământat ca și mine. De ce în practică nu-i totdeauna așa? Varianta pe care fratele a prezentat-o aici este varianta Scripturii. Și fiind varianta Scripturii, varianta ideală. Și de la varianta ideală există tot felul de fluctuații în exprimarea practică a învățăturii. Fie nu există întotdeauna inspirația, curăția de inimă și priceperea celor care exercită autoritatea într-o biserică, fie reacționează într-un mod total respingător în momentele acelea cel care este obiectul corecției și aducerii în pocăință. Dar când se întâmplă ca aceste două elemente comune să-și dea mâna într-un spirit de pocăință, se întâmplă întotdeauna așa. Slăvit să fie Dumnezeu! M-am frământat mai mult cu privire la această dimineață și vreau să vă spun că
Vreo săptămână am tot stat în birou să mă gândesc ce ar fi potrivit. Am vrut întâi să aduc un mesaj de inimă în dimineața asta. Și după aceea m-am gândit la unul care să vizeze mai mult mintea. Și am rămas la partea a doua. Am să continuu ceva din zona care a fost abordată aseară. Mi se pare că trebuie să audă toată adunarea și să cunoască toată adunarea și lucrurile acestea. În ideea aceasta, în dimineața aceasta, o să am un mesaj din Scripturi pe care l-am intitulat Părtășia iertării și în ton cu ceea ce noi ne-am propus astăzi, o proclamare de iertare a bisericii. Dacă am chemat să ne iertăm unii pe alții și s-au întâmplat cazuri și s-au rezolvat relații, dacă am chemat să ne rezolvăm relații și de grup, dacă este cazul, și cu cei din afară, dacă este cazul, era normal la acest pachet să participe și biserica și în relația cu cei pe care biserica, în felul acesta, i-a disciplinat pentru o vreme. Să fac astăzi, la zi de sărbătoare, o declarație de iertare. Și toți cei care, nu sunt mulți, fraților, să ne înțelegem, nu sunt mulți. Unii au fost abordați direct doar de pastor și a fost suficientă o îmbărbătare și o mustrare personală. Alții de pastor sau de un grup foarte restrâns au fost învățați și sfătuiți și au fost puși în situația pentru o vreme să se rețină de la anumite slujiri ale adunării până când hotărârile care le-au luat și lacrimile care trebuiau să mai curgă își fac efectul. Avem și câteva cazuri care au fost mai grele, frați, care de câteva vreme luptă să revină în sfânta pocăință și nu este ușor drumul acesta, cum spun că sunt și câteva cazuri, chiar puține, cărora nici măcar această hotărâre de iertare nu le va fi de folos, pentru că cred că nu vor întâmpina nici acum cu deschiderea necesară. Uneori avem o familie, una, doar iau exemplul acesta, care de peste 2 ani de zile nu a călcat în biserică niciodată. I-am chemat, i-am rugat, le-am dat scrisori oficiale, i-am îndemnat prin părinți și rezultatul este același. E al treilea an în care nu vin în adunare. În momentul acesta, mai mult decât să ne mai rugăm pentru ei, nu prea mai avem ce face. Pentru că vizitați nu se lasă, dialog nu doresc, nicio formă, fără să-i fi supărat cineva. Să ne înțelegem. Între ei au avut probleme. Și când au avut probleme și erau în străinătăți, că acolo au fost, eu așa cum am putut prin telefon am luptat cu ei și am avut o anumită izbândă, apoi m-am rugat de slujitori din zona aceea unde erau să se ducă, că nu-și puteau gestiona singuri problemele, slujitori din zona aceea i-au ajutat, s-au îndrăvenit lucrurile, dar când au revenit acasă, au atitudinea asta din care cred totuși că Domnul îi poate scoate. Domnul îi poate scoate. Nădăjduiesc în adevărul care l-a zis odată Moise, nicio unghie să nu rămână de la noi și să se piardă. Sigur că trebuie împreună să lucrăm pentru aceasta. Doamne, ajută-ne! Și-adar preobiților în direcția asta a reabilitării celor care au avut anumite probleme. Cum trebuie procedat în cazurile acestea și în ce fel? Încerc să nu scap nimic din întrebările care ar putea fi în mintea dumneavoastră. Sper să reușesc. Ca introducere am să vă spun că biserica trebuie, este chemată să impună un anume standard de sfințenie și trebuie să arate în afară o imagine atrăgătoare. Pentru aceasta Dumnezeu a făcut totul. Ceea ce ține de Dumnezeu este făcut în totalitate.
Adică Dumnezeu a realizat mântuirea noastră și ne-a adus în biserică, ne-a dat Duhul Sfânt ca să putem trăi biruitori și ne-a dat o asigurare că biserica nu va fi biruită niciodată. În scurte cuvinte, Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Slăvit să-i fie numele! Dar, frații mei, în momentul în care vorbim noi aici, putea fi momentul acesta acum un an, va fi poate în viitor, biserica Domnului nu e o lucrare finită, nu e încă terminată. De aceea, fiind încă în stadiul acesta, întâlnim următoarele paradoxuri prin adunare care conduc uneori la nevoia de a interveni pentru corectarea unora. Astăzi în biserică sunt împreună oi, oițe și mielușei. Astăzi în biserică sunt copii duhovnicești care au nevoie de lapte duhovnicesc ca să poată crește. Astăzi în biserică sunt oameni duhovnicești, oameni firești și oameni lumești. Astăzi în adunare sunt oameni care stagnează sau se întorc înapoi. Astăzi în adunare sunt oameni care practică păcatul. Și atunci, ceva din zonele acestea ne conduc la ecuații care au fost abordate și aseară și continuă să fie abordate și acum. Preobiților, când se ajunge în situația aceasta, aș vrea să vă spun că există un drum care începe întotdeauna la individual și apoi poate să ajungă la un plural consacrat. Și pluralul consacrat este biserica. Orice problemă, orice frământare începe de aici. Dacă o păcătuit fratele tău, Matei 18, împotriva ta, am să lărgesc conceptul acesta, sau tu ești în cunoștință, asta este o completare care eu aduc acum, du-te și stai de vorbă cu el și câștigă-l. Vă rog să rețineți, acesta este scopul oricărei discuții și oricărei întâlniri de felul acesta. Du-te, stai de vorbă și câștigă-l. Și în capătul acestui drum care începe individual este pluralul acesta consacrat, biserica. Și dacă nu ține nici una din abordări, spune-l bisericii. Să fac mai multe afirmații în ziua de astăzi, unele doar în scurt, ele doar trebuie să cimenteze ceva în mintea noastră, altele le voi explica mai pe larg ca să putem aborda subiectul acesta așa încât să avem un reper de acțiune corect și comun. Locul disciplinării. Care e locul disciplinării, frații mei? Locul disciplinării este biserica. Și atunci când noi discutăm individual, eu și Romeo, de exemplu, eu îl chestionez și îl confrunt cu o problemă, noi suntem doi oameni din adunare și din trup și Dumnezeu este de față. Și dacă l-am câștigat pe fratele, presupunând că trebuie să-l câștig, mărit să fie Domnul. Îl voi aduce în părtășia bisericii fără nicio rezervă, cu inimă curată și pus în poziția în care poate să crească. În direcția aceasta, apostolul Pavel are o intervenție în 1 Corinteni 6, de la 1 până la 5, în care el statuează odată pentru totdeauna acest adevăr. Vă rog să ascultați. Cum? Când vreunul dintre voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Mă opresc un pic.
Problema este că trebuie să ajungem la judecată, e o problemă. Bine ar fi să n-ajungem aici, dar când am ajuns aici, singura opțiune a pocăitului sunt sfinții, este biserica. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Nu există nicio formă de judecată superioară bisericii în problema păcatului. Niciuna. De aceea, toate problemele care țin de zona spirituală, de zona trăirii cu Dumnezeu, de orice fel de alunecări sau judecăți, trebuie rezolvate prin biserică. Numai prin biserică. Pentru că apostolul spre final ne tamponează serios când zice spre rușinea voastră, zic, s-ar putea ca unii care am ajuns la alte instanțe, în alte împrejurări, acum să simțim rușinea asta. Și nu e nicio problemă că ni se spune într-un alt loc prin apostolul Pavel că asta, dacă ne conduce la pocăință, este calea lui Dumnezeu. Frați și surori, neînțelegeri pot apare, dar ei nu se rezolvă nici pe drumuri, nici în neamuri, nici în niciun alt loc. Bineînțeles că nici pe Facebook și nici în alte părți. Ele se rezolvă în adunare. Scopul disciplinei. Dacă locul disciplinei este biserica, care este scopul disciplinei? Matei 18 cu 15. Patru texte citesc aici și se explică de la sine. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, asta e o variantă, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Ăsta e scopul, câștigarea fratelui. Nu merge mai departe. Sau merge mai departe în Galateni 6 cu 1. Galateni 6 cu 1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, atenție, nu e împotriva ta în mod direct. Nu te-a ofensat pe tine în mod direct. Chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeței și ia seama la tine să nu fii ispitit și tu. Câștigă-l, unu, ridică-l cu duhul blândeței, doi. Iacov, capitolul 5, versetele 19 și 20. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, o altă posibilitate, vă rog să observați, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Sumedenie de păcate care pot afecta comunitatea, care pot afecta pe unul sau pe altul. Ați înțeles, frații mei? Scopul disciplinării este câștigă-l, ridică-l cu blândețe, întoarce-l din rătăcire, mântuiește-i sufletul, acoperă o sumedenie de păcate. În Proverbe, capitolul 11 cu versetul 30, este scris generic: rodul celui neprihănit este un pop de viață și cel înțelept câștigă suflete. Nu uitați pe cetea asta niciodată. Nu doar din lume, unde ne gândim întotdeauna când vorbim de câștigare, ci și din categoria celor care s-au rătăcit, care au căzut, care au alunecat. Îmi spun mie și mă verific în fața fraților și colegilor mei de lucrare
Și ei mă judecă acum, mă cântăresc în mintea lor vis-a-vis de acțiunea mea de 20 de ani în biserica asta. Deci îmi spun bine, în biserică nu ne jucăm de-a Dumnezeu și nu lovim cu autoritatea nimicind oameni. M-ați înțeles ce am spus, frații mei? Păstorul nu se joacă de-a Dumnezeu în adunare, că nu-i Dumnezeu. Și autoritatea nu se transmite nici discreționar, nici în forță, ci se transmite cu dragoste și cu nădejdea ridicării. Slăvit să fie Dumnezeu! Și dacă se întâmplă în felul nostru de a lucra altfel, de aceea sunteți lângă noi unii, să ne sprijiniți, să ne atenționați. Aceste stări de vorbă între unul care trebuie să păstreze standardul de sfințenie al bisericii, care trebuie să aducă pe cineva în părtășia bisericii prin corecție, în ecuația asta n-au loc, n-ar trebui să aibă loc nici jigniri, nici ofensări, nici batjocoriri, pentru că, frați și surori, cel care iartă și care dă puterea pentru pocăință este Dumnezeu Sfântul. Mărit să fie Dumnezeu! Ascultați, reîntorcându-ne la versetul 1 din Galateni, capitolul 6, ascultați ce zice aici cuvântul Domnului. Vreau să rețin o expresie. De fapt, nu, mergem la Matei, că e mai simplu. Mergem la Matei 18:15. Zice cuvântul Domnului în final: dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Aici cuvântul ai câștigat este un termen adus din zona financiară a câștigului. Ai câștigat, te-ai luptat pentru ceva, ai obținut ceva. Înțelegând prin asta că merită efortul, că este un câștig recuperarea unui frate care are preț în ochii lui Dumnezeu. De aceea el trebuie să aibă preț și în ochii noștri. Mărit să fie Domnul! În Galateni 6:1 acum, vă rog să observați că noi avem o chemare fantastică la vindecare și la restaurare. Un om în starea asta este un om bolnav, care suferă într-un anume fel. Și cuvântul Domnului zice aici: voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeței, să-l readuceți în părtășia adunării, să-l repuneți în starea de la început, să-l așezați în locul lui, să-l ridicați în așa fel încât să rămână în picioare. Nu suntem obișnuiți cu astfel de învățătură. Nici să o auzim, nici să o practicăm. Pentru că vreau să vă spun că o asemenea învățătură este ca regulă întâmpinată cu reticență. Și aș vrea să vă spun acum 4 atitudini față de această problemă. Față de această problemă spirituală. Prima dintre ele am numit-o distanță. Când oamenii, vă rog să observați singularul și pluralul: frate tău a greșit, du-te, tu du-te. Apoi, fratele tău a căzut, voi ridicați-l. Apoi, în cuvântul din Petru, dacă vede cineva, oricare, că unul a rătăcit. Eu, tu, voi, oricare. Prima reacție este asta. Frate păstor, frate Valeriu, uite, am văzut cu tare și cu tare. Chiar așa am trăit. Cineva a venit și mi-a spus: uite, frate, vreau să semnalez problema asta și asta din familia aceea. Și am zis așa: dacă Dumnezeu ți-a descoperit-o ție, cel mai drept este să stai înaintea Domnului, să te pregătești și să te duci să-i spui.
Hai să mă păzească Domnul. Nu, îmi fac eu de lucru, frate. Ce? Nu, cine e în adunare? Știi cine ești tu? Tu din Matei 18, voi din Matei, din Galaten 6, oricare din Iacob 5, ăsta ești tu. Dacă Dumnezeu a descoperit sau a lăsat să se descopere în zona ta că vreunul s-a rătăcit de la credință, tu ești primul care trebuie să acționeze dacă înțelegi Scriptura și dacă vrei să lucrezi ca Domnul Iisus. Nu, frate, este un neam greu, un neam periculos. Nu fac probleme, frate, n-am o chef să... Prima reacție, distanță. Și mulți sunt în adunare care fac așa. A doua atitudine care eu o văd este cea pe care am numit-o aroganță. Sunt unii, o să vă surprindă, care se bucură când aude că cineva... Așa eu trebuie, că i-am spus eu lui nu știu când. Mai ales dacă cel care a alunecat din zona lui, că o cunoaște. Am stat tot de vorbă cu el, dar dacă nu ascultă, dar dacă nu vrea, dar dacă... Noi nu punem niciodată problema, dar oare poate? Nu vrea și poate sau nu vrea că nu poate? Sfel de frați se simt superiori, abordează problema justițiar și aș vrea să vă spun că această atitudine mai mult strică decât ajută. O să vă dau și aici un exemplu. Nu le iau din zona unei îndreptări, ci iau cuvântul nostru din zona unui om care suferă. Unul dintre frații noștri tocmai trece printr-o operație grea ca Silviu, tocmai trece printr-o pierdere dramatică ca unii frații, ca fratele Ștefan, să zicem. Și pentru că cei doi sunt frați care au o lucrare publică, dar cei doi mi-au și mărturisit că este adevărat ce vă spun acum. Frate, uneți credința. Frate, tu care ai spus la alții, ce te clatini? Bă, fraților, când suflă vântul tare, există vreun pom care nu se clatină? Vântul ăla care ia acoperișuri și le aruncă în stradă, care răstornă mașini, frații mei, care duce apa în toate casele și nu mai pot scoate pompierii și alți salvamari de ăștia nu știu câtă vreme. Frații mei, e atât de simplu în vremea aceea să stai drept? Nu mai degrabă în vremurile acestea e bun cuvântul de mângâiere, frații mei? Nu mai degrabă e bun cuvântul dulce, limba dulce care ridică și înviorează, zice Cartea Proverbelor? Nu mai degrabă e bine să merg lângă el ca prietenii lui Iov să taci și să plângi? Pentru orice dialog, frații mei, în orice împrejurare, de corecție, de ridicare, de mângâiere și de sfătuire, rămâne o pecetă scrisă de Apostolul Pavel în Roman 15 cu 14. Este singurul drum și singura cale corectă. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, întâi, și de orice fel de cunoștință, și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Pricepeți care e sfatul, care are putere, care izvorăște din bunătate și din pricepere. Din bunătate și din pricepere. Există o a treia atitudine, preobiților, pe care am numit-o persecuție. Ciuda faptului că suntem un trup, în ciuda faptului că suntem o familie și doar știm că cam ce se întâmplă într-o familie mică se întâmplă într-o familie mare. Familia mică fiind familia noastră, familia mare fiind biserica. Și măcar că știm că atunci când se întâmplă ceva în familia noastră, cât luptăm să nu iasă dincolo de perimetrul pereților. Sunt unii în adunare care au o plăcere fantastică de a spune altora. Se înroșesc telefoanele, se înmulțesc mesajele și toate astea. Și foarte adesea, frații mei, se face o judecată fără milă, uitându-se că
toți vom avea parte de milă și că mila biruiește judecata. Că toți putem aluneca, că a zis cuvântul Domnului citata din Euri, și ia seama la tine însuți, neprihănitule, astăzi neprihănitule, bagă de seamă că mâine ai putea să fii alunecatul. Ai putea să fii alunecatul mâine și o să ai nevoie de un neprihănit lângă tine să te ridice. Frății mei, atitudinea aceasta este cea mai periculoasă. Uneori aici, atitudinea asta îmbracă și forme spirituale diabolice. Nu știu dacă e corectă formularea asta, frate, formă spirituală diabolică. Atunci când o spui, știi, numai ți-am spus și ție să te rogi pentru fratele Mircea. Și apoi urmează să spui toate lăturile care îi le arunci în cap. Ce mă, frate, niciun gând n-ai să te rogi. Tu de fapt n-ai știut cum să-l faci de minune mai bine. Zice, te sun ca să spun, să te rogi pentru fratele. Ai auzit ce-o făcut? Asta este o spiritualitate diabolică, frații mei. Eu rămân la ceea ce, și mă lup să fac așa, frații mei, în perimetrul casei mei. Mă rup la ceea ce a zis David, l-am prezentat, ai știți cât o suferit. L-a urmărit unul aproape 40 de ani. Culmea, care era din casa lui, mă, frate, era socru. Era socru, l-a urmărit. Și într-o zi, și fraților, a plătit un mare preț. Știți că a plătit un mare preț David. Numiți-l numai în zile și în ani, dar apoi în ceea ce i s-a întâmplat. Și când a venit o zi în care i-a venit vestea că pe munții Gilboa a căzut vitejul lui Israel în frunte cu Saul, n-a avut reacția penticostală clasică. Nevastă, ai văzut că plătește Dumnezeu? Ai văzut că Dumnezeu nu dorme? Aveți câteodată în vocabular expresiile astea? Ai văzut că Dumnezeu știe să facă dreptate? Nu! Știți ce o zice David? Compuneți o cântare de jale pentru vitejul lui Israel să fie cântată de toți copiii poporului, pentru că au murit sfinții lui Dumnezeu și a mers până acolo, știți că am insistat data trecută, încât atât de sfânt a văzut el chemarea asta lui Dumnezeu, încât a zis, a căzut Saul, un mare om al lui Dumnezeu, până și scutul lui era un scund de lemn. Pricepeți cât din alt a văzut chemarea și niște viteji au riscat cu viața lor noaptea să le ia trupurile de pe care le-au spânzurat acolo să fie de batjocură și au dus să-i mormânteze demn ca pe niște oameni al lui Dumnezeu. Frați și surori, asta e atitudinea în biserică. Am o dorință să spun ceva foarte apăsat. Opriți-vă din toate aceste atitudini copilărești. Nu mai înroșiți telefoanele când un frate a alunecat. Dar nu-mi spuneți nimic nou. Eu însumi știu că vor fi frați care vor aluneca și anul acesta. Nu mă supărați în plus. Nu-mi puneți o povară în plus că n-are rost. Când auziți, rugați-vă. Aveți cercuri de rugăciune. Mai multe chiar decât am știut la un moment dat, că am aflat că și colo și colo sunt. Fraților, ia mai rugați-vă și pentru ăștia. Nu vă rugați mai pentru păstor și de acest tot felul de lucrări de bolonzâți de cap. Atâtea lucrări le aduceți de nimeni, nu mai știi care să le... Ia mai rugați-vă pentru ăștia, frații mei, și ridicați-i cu vorba și cu rugăciunea. Amin? Sfârșit, vreau să spun în al patrulea rând, bine, a patra atitudine față de starea asta, deci distanță, aroganță, persecuție și discreție. Fraților, să nu aveți impresia careva dintre dumneavoastră că biserica are un fel de GPS spiritual care vă urmărește pe fiecare în fiecare loc și care știe exact ce faceți la fiecare oră. Biserica nu are, nu caută și nu dorește un astfel de instrument. În biserica asta nu există. Și noi, pentru că suntem mădulare în trupul lui Hristos, auzim. Suntem aduși în cunoștință și în momentul acela cu inimă curată, cu inimă curată, ne gândim cum putem să acționăm cel mai corect, ținând cont de particularitatea unei situații, de cazul unei situații, așa încât să-l câștigăm pe cel care e în situația asta. Într-o împrejurare, cineva își va aduce aminte de ei, cineva a venit la noi
N-a venit la mine, dar a ajuns la noi la comitet, nu? Că are probleme în familie, crede că are și că dacă am putea să angajăm un detectiv. Și am zis fraților în comitet, bă, fraților, nu ne ocupăm cu asta. Lăsați că dacă este ceva adevărat aici, Dumnezeu Sfântul își va împlini cuvântul care scrie ce s-a făcut la întuneric, va fi dat în vileag la lumină, ce s-a vorbit în col, se va striga despre acoperiș. Și era adevărată povestea asta, frații mei. Victima simțea ceva și a simțit bine. Dar n-a fost nevoie să angajăm detectivi. Într-o zi, omul acesta a chemat un slujitor din adunare, a mărturisit și a recunoscut tot. Știți care este bucuria mea acum? Că este readus în părtășia bisericii printr-o pocăință, așa cum o pot eu vedea din exterior, adâncă și profundă, și Dumnezeu Sfântul se bucură de mărturia lui. Mărit să fie Dumnezeu! Să clarificăm, dacă n-ați înțeles, din nou, prin cele texte biblice, cine exercită disciplina în biserică? Cine exercită, fraților, disciplina în biserică? Încearcă cineva. Cine exercită, fraților, disciplina în biserică? Nu vreți să se audă de sub mască? Tocmai spusesem că biserica începe cu noi doi, da? Mie și cu Romeo. După Matei 18, primul care începe disciplina ești tu. Ești tu. Dacă el a greșit împotriva ta, du-te, confruntă-l și câștigă-l. La fel este adevărat și aici. Doi, voi. Dacă vreunul a căzut, a alunecat, voi care sunteți duhovnicești, care ești acum tare, hotărât, sunt principiile clare, curate, inima caldă, du-te, ridică-l. Tu, voi. Trei, mă duc în textul din Iacov. Dacă s-a rătăcit vreunul de la credință și îl întorce un altul. Dar cum vine asta? Păi mă, fraților, din aproape în departe, nu știm noi din aproape în departe cum stau lucrurile, Mircea. Nu știi tu dacă unul din copiii tăi e leni și nu vine la biserică? Doar din casa ta vine încă, mă. Adică Claudia fi în chestia asta. Doar o vezi, nu? Și tu ești primul ca tată care trebuie să spui cuvântul de mustrare cu dragoste. Hei, ați auzit ce grozav a vorbit omul ăsta seara despre biserică? Păi dacă am primit toți biserica asta, wow, dacă am primit toți biserica așa. Dar avea dreptate că noi nu prea știm ce înseamnă biserica. Păi primii pe care îi vedem e cei de lângă noi. Când soțul tău nu vine la adunare, că e o boz de căldoare capul. Păi tu trebuie primul să-l întorci din rătăcirea asta. Când soția ta nu vrea, că e oprită de nu știu ce, că vai că să vezi că mai oricum n-are rost, că e peste săptămână, că e frică, a mai fost odată. Tu ești primul. Credeți că am eu mai bună putere, mai bună eficiență? N-am. Eu vă chem. Fac o paranteză. Eu vă chem. Cum am chemat, de exemplu, și zilele de ieri, de alaltă și de seară. N-ați venit toți. Unii n-ați putut. Unii m-ați surprins care ați lipsit. Pe unii v-am auzit că ați zis, bine, bă, Valer, tăt nău neimuri cheamă. Tăt nău neimuri. Nu mai aveți încredere în opțiunile mele. Îmi pare foarte rău. Cei care ați gândit așa mare pagubă ați răbdat. Dumneavoastră credeți că numai 2-3 știu predica în țara asta? Care tot vedeți dumneavoastră, ești interesat să-și promoveze imaginea acolo. Dar cântărițile uneori, mesajele, veți vedea că uneori e pentru festivism, pentru fațadă. Uneori am spus. Frați și surori, Dumnezeu ne-a dat o evanghelie sănătoasă aici. Foarte sănătoasă! Pe care ați pierdut-o, nu mai puteți recupera. Da, puteți beneficia prin investiția asta bisericii și chiar vă rog să apelați ca să vedeți ce ați pierdut. Deci, frații mei, de aici începe. Nu este totdeauna necesar ca un anume conflict să ajungă să fie oficializat. Adică să ajungă la păstor sau la comitetul. Nu este necesar, frații mei. Nu este necesar. Cele mai puține trebuie oficializate. Excepțiile trebuie
Fă-o tu, fă-o tu, fă-o tu. Faceți-o voi, faceți-o voi, faceți-o voi. Să o facă un altul, să o facă un altul. Toți din adunare. Dacă am avea noi putere să împlinim Evanghelia asta așa cum e scrisă, multe relații s-ar îndreveni în adunare. Multe relații ar fi de altfel în adunare. Și oricum vă chem să nu le tehnicizăm foarte mult și să nu le oficializăm foarte mult. Ce trebuie corectat, frații mei? Că poate spui problema acum și zici, bă, bine că mi-o lumina fratele Valeriu, eu de aici încolo când am să văd, trebuie să fac. Așa scrie Biblia. Dar de unde trebuie început? Ce trebuie corectat, fraților? Tot ce nu-i bun. Tot ce nu-i bun. Și am să dau acum două clarificări. Tot ce este contrar sfințeniei lui Dumnezeu, pe de o parte, și tot ce întinează comunitatea, pe de altă parte. Tot ce întinează comunitatea și tot ce este contrar sfințeniei lui Dumnezeu. Pentru cei care începeți să lucrați din casele voastre, autoritatea, părinte, copii, mă, nu părinte, copii, ăla mic din brațe, copii, părinți, ăștia, părinți, copii ăștia mai mari, care ies deja la vremea lor și nu vă ascultă. Nu uitați cât de important este să fim oameni corecți și drepți în raport cu Dumnezeu. Să vă dau un singur exemplu. Față de care ne facem vinovați unii de atâtea ori, din copii mari, ori la școală, au și mașini unii, le-am cumpărat noi, le mai și alimentăm noi câteodată, ați pe banii lor, lucrează și poate de apreciat unii pentru asta, nu toți. Au grupele lor, prietenii lor, sâmbătă simt să se relaxeze, după o săptămână grea, se duc, vin târziu din oraș și duminică dimineața când se vine la biserică, îi doare capul. Doamne, de multe ori suntem vinovați, călcăm în picioare onoarea lui Dumnezeu pentru minciuna copiilor. S-ar putea uneori să-i doare capul. Și ce? Nu ai băut alcocalmin niciodată? Doamne, de multe ori facem asta. Și întreb în adunare, frații mei, cine va apăra onoarea lui Dumnezeu? Cine? Dacă noi nu suntem fermi, nu suntem zbiri, dar suntem fermi, suntem hotărâți și setul de valori care știm că o să ne crească sănătoși copiii, nu abdicăm la el. Doamne, ajută-ne! Probiților, să arunc o lumină într-o altă direcție. Sunt două feluri în care te poate afecta păcatul unui credincios pe tine. Acum tu ești în poziția să fii afectat, nu tu ești cel care păcătuiește. Sunt două feluri. Te poate afecta în mod direct și în mod indirect. În mod direct îl rezolvăm cu cheia din Matei 18. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te! Și mustră între tine. Du-te, oferă-i posibilitatea să recunoască. Du-te, oferă-i posibilitatea să se mărturisească. Și dacă acceptă, l-ai câștigat. Ăsta niciodată nu trebuie să ajungă la mine, frații mei. N-au de ce să ajungă la mine. Metoda biblică este asta. Și cea mai eficientă. Și se poate în mod indirect să fim afectați. Și dau două exemple. Când un frate din adunare trăiește păcătos și trăirea lui e așa nu doar în adunare, ci oriunde este, acasă, la locul de muncă, pe scara de bloc, unde oamenii văd și datorită lui aruncă o anatemă asupra bisericii. Bine, bă,
Dacă te-ți pocăiți, sunt ca ăștia, pocăiți mincinoși, pocăiți leneși, pocăiți. Și în felul ăsta ne afectează ca imagine, în mod indirect, dar ne afectează. Pentru că nu toți din adunare sunt așa. Bine, e doar o formă de a vorbi despre biserică. Și al doilea fel este atunci când un credincios ofensează un necredincios. Pentru că pe ăsta nu-l poți aduce aici, la judecata adunării. Că e cea mai înaltă formă, recunoaștem noi, și nu e alta în lume care să fie mai competentă. Atunci, mărturia asta are a merge într-o altă zonă și este posibil să fim fără putere în reacția care vrem să o avem câtă vreme celălalt răspunde la alte comandamente și are alt set de valori. Să zicem că am clarificat oarecum zona asta, să facem un pas mai departe și să facem o analiză pe un text biblic, pe două. Exact așa cum trebuie el înțeles, că probabil că vă doriți asta să abordăm un text scriptural. Și abordăm textul scriptural din Matei, capitolul 18, de la versetul 15 la versetul 20. Sunt patru pași, frații mei, și întotdeauna trebuie procedat așa. Asta este codul, parola, asta este definiția corectă a rezolvării oricărui conflict. Pasul 1. Deja l-am spus de câteva ori. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Și aici punem Roman 14, ați auzit, cu bunătate, cu pricepere, nu cu ofensă, nu cu duritate, vrem să-l câștigăm. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Pasul întâi. Pasul al doilea, versetul 16. Dar dacă nu te ascultă, te-ai dus, ai făcut așa, dar nu te-a ascultat. Mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Aceasta este o aducere în actualitate unui concept din Deuteronom 19 cu 15, din Vechiul Testament. Mai ia cu tine unul sau doi. Frații mei, mă mărturisesc înaintea voastră, păstor și slujitor de atâta vreme și versetul ăsta nu l-am împlinit niciodată. Versetul 15 l-am împlinit. Du-te și stai de vorbă cu el. Dar versetul ăsta nu l-am împlinit niciodată. Ca și cum n-ar fi fost în Scripturi. Nu mi-a atras atenția, nu m-am gândit la asta. Am gândit-o cu mintea mea că îngreuiesc situația, că noi mereu gândim și noi corectăm mereu Scriptura prin felul nostru de a fi. Dar corect este așa. Sigur că martorii aceștia vin să ajute, să calmeze, să liniștească, să dirigeze verticalitatea discuției, să fie ajutorul necesar în rugăciune, în purtarea poverilor. Dar asta e pasul al doilea. Vă rog să observați că este aceeași idee, fraților, care este înainte. Ideea să-l câștigăm pe fratele nostru. Și dacă ne ascultă, îl putem câștiga. Pasul al treilea. Există și un al treilea pas. Dacă nu vrea să asculte de ei, unu, n-ascultă de tine, versetul 15. Doi, n-ascultă nici de tine, nici de ei, versetul 16. Spune-l bisericii. Și ne oprim aici cu versetul acesta. Asta e pasul al treilea. De tine n-ascultă, de ei n-ascultă, spune-l bisericii. Cum îl spunem bisericii, frații mei? Dăm telefoane la toți membrii din comitet, nu? Spunem bisericii. Ne ridicăm când se gata biserica, vreau să luăm ceva de spus. Așa, frații mei? Așa spune-l bisericii. Nu așa. Cam cum ai vrea să fii, dacă ai fi tu în situație să procedeze un altul. Și aici am ajuns în zona în care oficializăm o problemă. Dacă ne-ar da Dumnezeu putere și ar fi pocăință, s-ar opri la pasul întâi. Discut cu el, el cu mine, recunoaște, ne îmbrățișem, dă mâna și ne pocăim.
Doamne, ce frumoasă e pocăința asta. Pasul al doilea, suntem patru, să zicem. Trei sau patru, am mai luat doi. Băi, frate, frate, era dreptate, zi, nu a făcut așa, nu a zis așa, nu. Frate, dar gândește-te, băi, dar stai, totuși, măi, că oamenii ăștia totuși extreme, nu pot, măi, poate că eu, poate că îl poți câștiga. Dacă nu s-a întâmplat nici asta, îl aduci în zona bisericii. În biserică, uneori problema asta se rezolvă într-un cerc restrâns, alteori într-un cerc mai larg. Uneori fără niciun anunț public și alteori ca excepție cu un anunț public. Ce poate fi aici în plus? Păi să zicem că problema a avut-o Cosmin cu Dani. Și Cosmin merge și zice, bă, Dani, ai zis și vrea să-l pocăiască, să-l ajute să pocăiască. El nu recunoaște. Își mai e colegii de cântare și se duc trei. Ei împărtășesc prietenii împreună, valori împreună, slujiri împreună. Totuși n-au succes. Ce-i în plus când vin la mine? Mă consideră o autoritate bisericească. Mă consideră un uns al lui Dumnezeu. Mă consideră un om cu un har special. Și așa este un slujitor. Doar asta e în plus, frații mei, dar e suficient. Și eu pot foarte bine și totdeauna încerc să rămân în cercul ăsta. Niciodată nu vreau să lărgesc. Nici măcar până la el nu duc prima dată. Nu o duc, frații mei. Ori de câte ori pot să o rezolv aici, aici o rezolv. Am eu o vorbă. O zic fraților la comite, câteodată fraților, pacii ieșe năcaz, unii, l-am acoperit. Mă, da, dacă e un lighean, pot? Nu pot. Și vreau să-l țin aici, fraților, ați priceput în eprubetă. Dacă se poate să nu iasă mai departe. Că niciodată când ieșe, ăsta nu e un miros frumos și plăcut. Sigur că sunt situații în care nu-i suficient. Sunt câteva cazuri, nu ne-am dus la comitet și am stat de vorbă vreo 7 bărbați. Fiecare are chemarea lui, are darul lui, înțelepciunea lui, tactul lui, răbdarea lui. Și uneori zic, bă, am gândit că Valerii Părtinitor, mă, că e prieten cu... Dar uite-mă, dacă tot comitetul zice, înseamnă că... Și poate să rămână problema aici. Dar uneori, când există o înverșunare mare, nici aici nu rămâne problema. Și dacă... Și dacă există, dincolo de asta, o răvrătire de răutate, de... atunci uneori se poate ajunge la un anunț public. Frați, îmi pare foarte rău să vă spun că eu am crescut într-o zonă, într-o biserică, nu vorbesc de începuturi, înainte a veni aici, în care... Mulți oameni au fost tamponați violent și de aici, de la ambonul bisericii, li s-au spus toate slăbiciunile cu detalii, au fost umiliți, batjocoriți, au fost atacat păcatul cu cea mai mare înverșunare și asta e bine, dar a fost atacat și păcătosul cu această înverșunare și asta e foarte rău. Asta este foarte rău. Nu uneori nu numai păcătosul. Să zicem că păcătosul a fost un bărbat, nevasta lui, care e victimă colaterală, copiii lui, care e culmea. Poate-ți de liceu, poate-ți de însurat. Înțelegeți de ce e mai bine așa, frații mei? Înțelegeți de ce e mai bine așa? Și de aici reacțiile care le avem acum, că nu vrem, pentru că știu că au existat multe, multe răni pe drumul acesta. Vă asigur înaintea Domnului și stau înaintea voastră. În această biserică nu s-a procedat niciodată așa. Niciodată nu s-a procedat așa. Niciodată frații n-au trecut peste autoritatea mea și eu i-am chemat să le rezolvăm în felul ăsta și niciodată n-au zis nu-i bine. Ce au preferat să lucrăm așa. De aceea dumneavoastră ați auzit uneori la un final de an. Cu durere fraților, adunarea generală vă spun că dintre noi sunt doi care au fost puși deoparte din părtășia bisericii, dar numele nu le-ați cunoscut niciodată. Că nu era nevoie să le cunoașteți. Că nu era nevoie să le cunoașteți. Cândva... Vorbim acum despre spiritul bisericii. Cândva, când îți dau un caz de ăsta și s-auzea că un frate, toată biserica postea și plângea. Să-l ridice Domnul. Astăzi,
Majoritatea din biserică pun pe Facebook și vorbesc la telefon. Motiv pentru care nu voi publica aceste nume probabil niciodată. Să vă spun ceva despre autoritatea bisericii unde ajungem. Până la urmă, ce autoritate are biserica, frații mei? Și am să vă vorbesc acum despre autoritatea bisericii din 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 1 și 5, și apoi din 2 Corinteni 2, 5 la 8. Ascultați autoritatea bisericii. Acest text s-a pus și aseară. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Paranteză. Sunteți de acord că asta atentează la sfințenia și imaginea bisericii și că trebuie intervenit, nu? Nu avem o problemă aici. Lasă să meargă, frate, până la 5. Ajută-mă din nou că m-ați binecuvântat. Și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Aseară s-a explicat foarte frumos ce înseamnă ăsta s-au fălit. Ei au confundat rămânile lor și dragostea lor, au îmbrățișat păcatul și păcătosul era să moară în mâinile lor. Ori era mai important să fie scuturat și câștigat pentru cer, frații mei. De mai departe. Că despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, apostolul nu era prezent, cum sunt eu aici, să zicem, prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Și aseară s-a luminat ce înseamnă dat pe mâna satanei. Vă rog să nu treceți ușor peste versetul acesta. În ciuda grozăviei care ne șochează la început, curvie nici între neamuri, wow, și v-ați fălit și toți, rețineți versetul, ca omul ăsta să fie mântuit. Credeți ce scrie în Scriptură, frații mei? M-a șocat cuvântul. Credem sau nu credem, frații mei? Da, prin pocăință un astfel de om poate fi mântuit. Prin pocăință un astfel de om poate fi mântuit. Pune-te, rog, 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 5 la 8. Frații mei, aici avem disciplinarea și mântuirea. Autoritatea bisericii în a disciplina și a câștiga pentru mântuire. Haideți să vedem adunarea, autoritatea bisericii și-ar exprima dragostea și ecuația mântuirii. Citesc cuvântul Domnului, deci din 2 Corinteni 2, 5 până la 8. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, atenție, a fost, vorbim deja de un trecut, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult, este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Pune și mai departe, că încă n-am ajuns, mai am, înțeleg că două versete care să ajung la idee, că își v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, iert și eu în adevăr. Ce am iertat eu, dacă am iertat, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Vedeți cât de glorios este finalul? Nici măcar un astfel de om să nu rămână pe mâna satanei, să fie recuperat, adus în părtășia bisericii, pus într-o sănătate spirituală în care se poată să crească și Dumnezeu Sfântul și noi trebuie, Dumnezeu iartă și noi trebuie să iertăm din toată inima. Mărit să fie Dumnezeu. Ajunge dar pedeapsa dată de cei mai mulți, ajunge dar mâhnirea lui. Paranteză. Aceste adevăruri sunt așa și au valoare aceasta atunci când există pocăință. Când nu există pocăință, nu se ajunge aici. Nu se ajunge nici la iertare, nici la mântuire.
Dar întotdeauna când există pocăință, se poate ajunge aici. Mărit să fie Dumnezeu! Însă, și o să pun din nou o problemă care vorbește spre noi, nu autoritarisme gen 3 Ioan 9 la 10. Niciodată acestea nu vor câștiga frați bolnavi, frați căzuți, frați răniți. Nu vor câștiga niciodată. 3 Ioan 9 și 10, că nu-i capitol. Nu căuta capitol, caută numai verset. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă intimitatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea când voi veni, voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorberele. Pe noi. Pe noi. Autoritatea bisericii. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați, împiedică pe cei ce voie să-i primească și dă afară din biserică. Există cineva în adunare aici acum, sigur că numele lor nu sunt importante, care a venit dintr-o altă biserică într-o zi și a zis, frate, vrem să facem o mărturisire. Am zis, frații mei, bine, am zis pe rând, am vorbit pe rând cu ei, am prea multe, duceți-vă în biserica voastră, la slujitorii voastră. Nu vă spune, frate, e o problemă de viață și de moarte. Și am ascultat. Alunecaseră într-un păcat. Și slujitorii bisericii aceia le-au zis, locul vostru este în lume. De acolo îi scosese Duhul Sfânt cândva. Alunecaseră. Frați și surori, mi-a dat Dumnezeu o judecată sănătoasă atunci, i-am primit, i-am îmbrățișat cu dragoste. Sunt aici. Acum aud asta, poate că identifică despre ce este vorba. Și declar în fața adunării, sunt doi pocăiți buni. Mărit să fie Dumnezeu. Este o familie de care ne bucurăm în biserică, frații mei. Pentru că într-un moment de felul acesta a existat o altă hotărâre. Prima nu era bună, frații mei. Prima nu era bună. În sfârșit, haideți să facem un pas mai departe. Pasul al patrulea. Aici era, spune-l bisericii. Și mergem la versetul 7. Suntem în Matei 8, nu mai merge asta, nu mai văd. Ceva s-a întâmplat aici. Ce să dau? Ok, oare? Mai vine? Nu mai vine. Nu-i mai, mă uit acolo sus. Matei capitolul 18 cu 17, partea a doua. Dacă nu vrea să asculte, pasul 3 spune el bisericii. Și pasul 4. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică. Frații mei, există și posibilitatea asta. Tocmai v-am spus la început de cineva. Dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Fraților, dacă ar fi să se întâmple cu voi, ce ați face? Ce înseamnă asta, frate? Ce înseamnă asta? Să fie pentru tine ca un păgân și ca... Ce înseamnă, frate, asta? Te-ai dus, i-ai spus, n-ascultă. Te-ai dus cu doi după tine, n-ascultă. L-ai spus bisericii, păstorul, comitetul, frate spiritual, te-ai rugat, ai postit, n-ascultă. Frate, ce înseamnă să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș? Ce era păgân în vremea când s-a scris Scriptura asta, fraților? Ce era păgân atunci? Un evreu era un păgân, da? Adică să fie ca unul care nu-i pocăit, cum ar veni acum pocăit, ca unul să fie pentru tine ca un nepocăit. Și vameș era, fraților, un perceptor de taxe evreu care s-a vândut să fie în slujba romanilor. Ați înțeles ce înseamnă? Dar am o întrebare. Domnul Iisus, care e înainte mergătorul nostru, cum i-a tratat pe oamenii aceștia? I-a iubit și a fost prieten cu ei. Prieten. E o formă de a vorbi. A stat la mesele lor, le-a acceptat mărturia lor, i-a chemat pe unii, gen Matei, și s-au mântuit. Mărit să fie Dumnezeu! Cred că eticheta corectă o punem acum din 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 15. Nu știți cum să-l tratați pe un astfel de frate, nu știți! 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 15. Haideți să vedem cum trebuie să-l tratăm pe un astfel de frate. Care a respins și la patrul al patrulea? Nu, frate, nu, stai, am zis ceva ce nu e în regulă. 2 Tesaloniceni, iartă-mă, 2 Tesaloniceni 3 cu 15. Să nu-l socotiți ca un vrăjmaș, ci să-l mustrați
ca pe un frate. Doamne ajută-ne! Așa trebuie interpretat să fie pentru tine un păgân și un frate. Nu trebuie să lupți frate împotriva lui. Nu trebuie să-l jignești frate. Nu trebuie să-l spui la alții din neamul tău. Nu fă din el diriginție la masa ta de dragoste. Bă, n-o asculta nici măcar de biserică. Bă, ăsta trebuie înfierat. Nu, frații mei. Știți că mai există totuși o nădejde? Știți când mai există o nădejde? Un astfel de om se va duce din casa tatălui, va petrece cu străinii, va pierde toate valorile sfinte care va avea, va ajunge în troca porcilor și s-ar putea să-și vină în fire. Și de acolo să-și aducă aminte și să zică, wow, ce haruri erau în casa tatălui, ce pace, ce liniște în pocăință, ce mă zbucim aici, câtă binecuvântare, câți frați, la câte mese de dragoste am stat și aici și flământ! Și s-ar putea ca asta să-l întoarcă în adunare. Și s-ar putea ca asta să-l aducă la pocăință din nou. Mărit să fie Dumnezeu. Fraților, până în ultima zi eu cred că există o speranță. Frate Silviu, ai predicat din pilda fiului risipitor. De două ori ne-ai zis la lecția asta iertării. Dumnezeu iartă, Dumnezeu iartă, tu ierți? Ne-ai provocat cu asta. Doamne, de multe ori am predicat despre fiul risipitor. Eu am 20 și de ani de când vă slujesc. Și niciodată, bă, frate mici, tu știi ce mai vei cu mine? Niciodată n-am făcut o sărbătoare pentru unul de ăsta, bă, frate. Dar de ce n-am făcut-o? Că scrie în Biblie, frate. N-am făcut niciodată o sărbătoare, frate. Ni rușine să stăm la o masă cu astfel de oameni? Fraților, unii doar atunci se pocăiesc cu adevărat. Nu v-am citit duminica seara trecută lista de membri. Sunt pe aici. Niciodată nu au fost mustrați, nu au fost tamponați, niciodată nu au avut probleme, timp mâna în blit. Și sunt flecare, amăgitori, curvari, lumești, firești. Pot fi. Pot fi. Da, deja îmi propun. Ăsta e un alt verset biblic, care nu l-am primit niciodată. Abia aștept să-l întoarcă Domnul pe unul la pocăință. Unul de ăsta care a mers până în adâncimile păcatului. Și să facem o sărbătoare mare. Și să ne bucurăm aici că Duhul Sfânt a biruit și să râdem diavolului în nas încă o dată, că puterea lui Hristos este mai mare. Slăvit să fie Domnul! Să rămânem în textul acesta ca să le puizăm până în capăt. O să-mi permit un pic, cu libertatea care mi-o dați, nu mai am decât două lucruri care vreau să vi le spun. Puterea disciplinei, frații mei. Unii nu dau mare importanță, doar o enunț, aseară ea s-a explicat cu adevărat. Adevărat vă spun, versetul 18 sunt, că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Când noi l-am legat deja, el în cer e legat de mult. Asta este puterea disciplinei. Versetul 19 și versetul 20. Să le comentez, niciodată n-a rămas asupra lor așa în linearitatea textului cronologic cum o dă textul. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, l-a fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Scos din context, acest verset este folosit de unii ca cei înalt pentru rugăciuni. Nu asta spune Biblia. Nu asta spune Biblia. Continuu. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt eu și eu în mijlocul lor. Nu este corectă afirmația care am făcut-o 10 de ani de zile. Suntem doi sau trei. Nu asta e baza pentru care e Dumnezeu prezent în mijlocul nostru. Acești doi sau trei din versetele 19 și 20 sunt martorii din versetul 18, 17, 16, dacă nu te ascultă. Aceștia sunt cei doi sau trei. Întotdeauna cuvântul pus în ecuația corectă ne dă putere și libertate și scos din context, nu doar aici, în oricare alt loc, el aduce învățături eretice și poate aduce mari grozăvii. Frații mei, întreb, câtă vreme așteptăm după unul de felul acesta? Câtă vreme așteptăm? Că iată, am epuizat toți pașii. 1, 2, 3, 4. Câte vreme așteptăm? Mult așteptăm. Și totuși nu veșnic.
Până atunci, când suntem convinși, după judecată sănătoasă, că împietrirea lui este definitivă și că nu mai există nădejde. Până atunci, putem spera. Am să închei învățătura acestei zile punându-vă o întrebare. Spune că dincolo de ușă, frate. Nu că el n-aude, nu vrea să tulbure fratele Andrei, dar dumnealui n-aude bine. Ați răspuns la întrebarea, adineauri, ați răspuns la întrebarea, poate fi un astfel de om mântuit? Și am citit și a zis că da. Nu toți sunteți foarte convinși, dar văd că majoritatea aprobați. Și atunci, a doua zi punem în slujbă? Da sau nu? Nu? Dar de ce nu, frații mei? Da, există aici o diferență care trebuie să o facem între mântuire și mărturie. Mântuirea lor nu o discutăm. A stabilit-o Scriptura. Mărturia lor a fost știrbită. Motiv pentru care, în funcție de tot ce am explicat până aici, trebuie să proclamăm iertarea. Uneori proclamarea trebuie să fie făcută prin biserică. Trebuie să lăsăm un timp ca să poată lucra. Nu este aici un om care a avut o lunecare de felul ăsta și Dumnezeu a vorbit nu de mult, a cincea oară în adunare să stea odată hotărât că Domnul a iertat. Pentru că vinovăția poate fi o problemă foarte mare, foarte mare, și trebuie să existe un timp până când iertarea să-și facă lucrarea pe deplin. Eu îi asemăn pe frații ăștia ca și un om operat, care tocmai a fost tăiat. Culmea, a fost operat în vremea în care își construiește casa. El nu va lua un sac de ciment în spate să-l ducă la etaj, dacă acolo lucrează muncitorii, că nu poate duce încă. Dar peste un an, doi, va putea. Eu cred că încet, ușor, trebuie adus și în părtășia bisericii, și în slujirea bisericii, dar încet, și ușor, și treptat, pe măsură ce pocăința lucrează, iertarea lucrează și se ajunge la o unitate a Duhului între unii și ceilalți. Anumite poziții în slujire, dacă mă întrebați pe mine, hai să închei așa, dacă situația asta știu eu, dacă în situația asta știu eu, ca să nu coborâm ștacheta sfințeniei și a competenței în adunare, cred că eu, aici, rupând pâinea și învățându-vă, nu ar mai trebui să fiu. Aș putea fi acolo, aș putea da un îndemn într-o împrejurare să spun cât de mult iartă Dumnezeu, dar în anumite poziții de cinste și de autoritate unde e nevoie de imagine, de mărturie, trebuie să nu ne grăbim să coborâm foarte jos ștafeta slujirii în adunare. Însă, de jos în sus prin pocăință, pe pașii ăștia se poate urca mereu, slujim într-o zonă și într-o altă zonă și într-o altă zonă, și Dumnezeu ne binecuvintează și pe noi și slujirea noastră. Mărit să fie Domnul! Închei spunându-vă că sunt bucuros că astăzi am putut încă o dată să proclam în adunare puterea lui Hristos, nu puterea păcatului. Pentru că asta trebuie proclamat în adunări. Și spun acum înaintea rugăciunii care o vom face, că da, am hotărât, Duhul Sfânt ne-a sensibilizat și ne-a trezit cu 2 ani în urmă să facem asta, și un frate este martor, acum aude că Duhul Sfânt
ne-a vorbit să facem pasul acesta. Toți factorii de decizie din această biserică, păstor, comitet și ceilalți slujitori cu care am vorbit, sunt în același sentiment că este bine să facem o proclamare de iertare în numele Domnului, așa că oricine a avut orice fel de problemă în trecutul lui, astăzi pornește cu o pagină albă înainte. Domnul să-i binecuvinteze pe fiecare. Nu-i mai țineți legați pe niciunul. Nu-i mai țineți sub judecată pe niciunul. Și ei vor fi cu adevărat liberi și se vor bucura cu adevărat de părtășia bisericii în ton cu pocăința care poate crește în inima lor tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. Dumnezeu să fie mărit. Cred, și biserica va cunoaște cândva, așa numeric vorbind, nu individual vorbind, cred că această hotărâre care ne-o va duce la cunoștință personală a fiecăruia, așa unor care nu sunt acum aici, va lucra și va fi eficientă în măsura în care doresc să stea sub autoritatea asta dumnezeiască în sfânta pocăință. Și dacă cineva nu va vrea nici măcar în felul acesta, rămâne între el și Dumnezeu.